Bună ziua, dragii mei, sunt Tarot. La cu o nouă etalare, alege cartea, alege piatra, eventual. Așa am simțit nevoia de câteva zile. Sper să vă placă și vouă propunerea. Vreau să vorbim despre ceea ce simte o persoană la care vă gândiți. Evident că pentru fiecare alegere puteți să vă gândiți la o altă persoană, la un fost, la un actual, la un viitor sau, evident, viitoare sau, eu știu, cine mai vreți voi să... Poate să fie chiar o rudă cu care aveți anumite discuții, în principiu, mai mult sau mai puțin, eu doar v-am zis că aveți multe posibilități de alegere și haideți să vedem. Încerc să fac 5, sper să mă țină camera, da? Să fac 5 variante. Prima, sarea, globul de sare, ia să-l și vedem, da? Care și luminează. Globul de sare, al doilea, acvamarin, al treilea, ametist, al... patrulea, sodalitul, inimioara, da? E inimioara aici, inimioara de sodalit. Și al cincilea, piatra aceasta care am uitat exact cum îi spune, dar este fascinantă, ceva legat de Bulgaria, nu știu exact cum îi zice, nisip de Bulgaria, în fine, foarte spectaculoasă, după cum vedeți, neagră, un green kiss, de fapt. Așa, voi vă puneți pauză, vă gândiți, iar eu încep să scot cărțile și să vedem ce mesaje primiți. Ok, cu ce să încep cu asta, da? Deci, primul număr, cei care ați ales sarea. Haideți să vedem. O dată, de două ori și de trei ori. Ok, asta a vrut musa. Doi de spade. Ah, mai era o carte acolo. Doi de spade. Eu zic că e suficient deocamdată. Hai să mai scoatem una. Mami. Ok, așa am simțit, așa. Deja sunt prea multe. Am zis că pun din fiecare să decărți câte ceva. O dată. De două ori. Gata. Ia uite. Astea două. Și apoi regina de cupe. Ce să mai... Aici de trei ori. Încă o parte totuși. Așa fuse vorba. Wow. Ok, hai să vedem ce mai fi după aia. Deci, cum vă văd? Așa a fost vorba. Cum vă văd? Parcă așa. Cum vă văd în această perioadă? Doi de spade. Unii dintre voi... Blocați acest rege de cupe. Vă văd o persoană foarte sensibilă, foarte generoasă emoțional, dar în această perioadă, eu așa simt, ei vă văd că blocați, vă blocați inima, vă blocați oferta emoțională, deși, în general, sunteți persoane stabile, și stabile emoțional, regele de cupe și patru de băte, stabile acasă în relațiile pe care le trăiți. Stabile emoțional. Oferiți stabilitate emoțională celor de lângă voi. Pentru unii dintre voi, ori ei, sunteți căsătoriți și aveți un șapte de băte și mare preot. Încercați să vă... Sunteți genul de oameni, nu că încercați. Sunteți genul de oameni care vă apărați relațiile șaptele de bâte între patru de monede de bâte și marele preot. Amândouă reprezintă căsătorie și marele preot cu atât mai mult legături spirituale profunde. Pe lângă faptul că vă văd ca pe un rege de cupe și ca un mare preot, oameni de o profunzime excepțională, educați, da? Cu mastere, cu doctorate și dacă nu sunteți cu mastere și doctorate, foarte profunzi, foarte ancorați în tradiții, însă cu acest șapte de băte și patru de băte, sunteți genul de oameni care vă apărați casa.
Acum că această casă poate să însemne familia din care vă trageți, nu musai, dacă nu sunteți într-o relație, vă apărați casa în general. Și vă apărați, a, interesant, vă apărați conceptele religioase, tradiția în care v-ați născut. Și totuși, acum, în această perioadă, eventual în relație cu ei, sunteți nevoiți să blocați comunicarea. Eu așa simt. Simt că e vorba de un blocaj. Asta pentru că urmează doi de bâte, iar un doi. Doi de bâte trebuie să aleagă în ce direcție merge, în ce direcție merge, în ce direcție își construiește viața. Și, de obicei, după cum știți, cel puțin în setul ăsta de cărți și în altele, în spate, teoretic, ar trebui să lase, rămâne de văzut dacă și practic, să lase o bâtă care stă pe loc, o relație, o pasiune, o situație care ține pe loc. Și doi de bâte, de obicei, plănuiește cum să se extindă în viață. Din acest motiv, cred că îi și blocați. E un blocaj de comunicare și chiar dacă nu e blocaj total, vorbiți mai răruți, mai simpluți, eventual, și vă blocați, să zicem, da, vă blocați inima. Da, interesant. Asta pentru că la un moment dat, ori față de ei, ori față de altcineva, ați experimentat o mare tentație și o mare deziluzie. Diavolul, nu musai să fie Capricorn, dar diavolul, 7 de cupe, ia uite, 5 de monede și 7 de spade. Da? Aici erați voi cândva dăruind emoții, dăruind emoții, da? Voi față de, eu știu, o pereche, ori ei, ori altcineva, că ține de un trecut, eu așa simt, că în spatele acestui doi de bâte, toată această poveste și voi vă concentrați pe această protecție a voastră energetică, emoțională, spirituală, vreți eventual să vă manifestați, să vă protejați inima și conceptele spirituale ca să manifestați flacăra geamănă sau o pereche, o casă, un cuplu perfect. Asta pentru că în spate încercați să lăsați această mare tentație. Cândva ați iubit pe cineva foarte mult, poate chiar pe ei, pentru că e o etalare colectivă. Regina de cupe. A fost cineva în viața voastră pe care i-ați văzut ca și perechea voastră. Este. Dar acest personaj v-a rănit, v-a dezamăgit. Că sunt ei, că e altcineva, repet, este o etalare colectivă, variază. Dar povestea se vede aici. Tentație mare, iluzii, fantezii sexuale și totuși conflicte. Dacă nu au fost conflicte verbale, au fost gelozii din partea unora sau altora, nu muse din partea lor, poate o a treia parte, poate prietenii, poate familia, cineva a intervenit cu această energie extrem de negativă și, într-un fel sau altul, ați rămas, au rămas în lipsă, în lipsa partenerului pe care îl, de care se simțeau atrași, în lipsa voastră, dacă este vorba de voi, s-a ajuns la o răceală. La o răceală în această relație. Din niște motive, repet, cineva a intervenit, posibil semn de aer, nu obligatoriu. Așa, și dacă nu este semn de aer, cineva cu un marcaj acolo, un marcaj negativ pe planete care țin de comunicare, au fost niște energii geloase, energii, indivizi geloși, care au intervenit, care au comentat pe lângă voi, pe lângă ei, sau pe lângă cel cea care a fost în această poveste, da? Și a apărut această dezamăgire, da? Ei, și acum voi vă blocați inima, da? Și luptați pentru casă și luptați pentru, ia uite, pentru a manifesta acest mare prevot. Interesant. Nu vă mai văd. Hai. Ah, sunt foarte curioasă. Ia uite, 10 de monede. Dacă sunteți într-o
familie, posibil, să vă văd căsătoriți stabil, pentru că aveți și marele preot și 4 de bâte și 10 de monede. Dacă sunteți singuri, vă văd concentrați pe abundența voastră, vă doriți stabilitate financiară. Concentrați pe carieră, ia uite, aveți putere, da? Papaleva, aveți putere. În acest set de cărți este numărul 11. Poate unul dintre voi sunteți marcați de Giudia Scorpionului, noiembrie, da? Octombrie, noiembrie, în fine. Papa Legba trece prin multe transformări. Este un peregrin, un pelerin, este un călător, un om care transformă lucrurile și care învață din călătoria sa spirituală. Ia uite, interesant, s-a oprit la Phoenix. Da, sunteți genul de oameni care alchimizează. Phoenix, care vă transformați continuu. Și se vede, pentru că lăsați în urmă ceva negativ. Lăsați în urmă ceva negativ. Ei așa vă văd. Ia uite, Phoenix, Judgment. Vreți să vă transformați viața. Că o fi în relație cu ei, repet, că o fi în relație așa în general, iar variază. Ați avut de-a face cu o energie negativă. Posibil, cu cineva cu marcaj în zodia leului sau, da, care s-a purtat, a comunicat că este un valet, da, valet de apă foarte negativ în acest set de cărți. Ați avut pe cineva în zodia leului sau cu marcaj acolo care a comunicat negativ cu voi. Ia uite mai, hai, vin odată, de două ori, de trei, ok, de trei ori și gata. Cum vă văd? Iar am văzut Scorpion și am zis bine, da? Vă văd ca niște persoane foarte delicate, foarte sensibile, feminine, dacă sunteți doamne, și totuși plin de pasiune, iuți, uneori iuți la mânie, dar și foarte pasionali. Leopardul și Scorpionul, ambele semne de foc. Însă transformați pasiunea asta. Scorpionul aici îl văd ca această tentație. Dacă aveți tendința să vă îndrăgostiți repede sau să vă îndrăgostiți de personaje care, într-un fel sau altul, vă oglindesc o latură negativă a voastră, că e diavolul, da? Aveți această putere de a transforma, că asta face Scorpionul, transformați și vă transformați repede, că cita e o vibrație, are o viteză foarte rapidă, da? Vă transformați foarte repede. Vă implicați pasional, într-adevăr, cu toată energia și totuși sunteți persoane stabile, pentru că e semn de pământ, sunteți persoane stabile, sensibile, delicate, însă toată această pasiune zace în spatele vostru, lumea nu vede. Aveți o energie sexuală ieșită din comun. Asta pentru că a venit la capătul setului de cărți șarpele de mare, dar a venit invers, adică e un pic accentuată. Acum, din diferite motive, energia sexuală este acolo. Chakra a doua funcționează. Foarte posibil pentru unii să fiți și extrem de creativi și din acest motiv vă puteți transforma. Din acest motiv vă puteți transforma. Dar cartea a venit invers, era la capătul setului de cărți. Ia să vedem. Cum vă mai văd ei? Ok. Am zis de a doua oară când apare puterea. Vă văd că vă temperați și aici tot numărul 11 apare, da? Iar la capătul, la capătul setului de cărți, iar apare tentația, diavolul, în legătură, iar împăratul, poate să fie o tentație în afara căsătoriei, pentru că împăratul e un personaj căsătorit de obicei, sau un om care se abține. Și puterea și împăratul se abțin, da? Încearcă să fie mai reci, mai distanți, măcar în felul în care comunică cu regina de spade, da? Însă în spate, acum, că acest împărat sunteți voi. Am zis, unii dintre voi foarte posibil să fiți căsătoriți și în căsătorie să aveți o relație glacială cu personajul, da? Și totuși să vă doriți să luptați pentru căsătorie, deși aveți în spate o tentație. Se vede tentația, diavolul, da? Din partea cuiva. Acum, fiind o etalare generală, iar și la alegere, vedeți pe unde vă găsiți. Însă ei așa vă văd.
Iar valetul de bătăi iar este o pasiune, da? Secretă. Obsedantă. Sau fanteziile voastre sunt reprezentate, mai mult sau mai puțin, de acest valet de bâte. Fantezii care pot fi materializate, au fost sau nu. Însă, vă controlați. Asta faceți. Vă controlați. Cu puterea încercați să vă... domesticiți să vă... Că tot vorbim de casă. Pornirile sexuale. Eventual, cine vă tentează acest diavol, încercați să îl blocați cât se poate, cât se poate. Știți cum e? E o luptă. Eu așa o văd în acest moment. Este o luptă. Și totuși, ia, o să mai cerce. Și totuși, e o luptă între voi. Simt că sunteți genul de oameni care ați luptat, am zis mai devreme, ca paramă. Am aici alte cărți, alte set de cărți pe care le-am desfăcut cu mesaje, însă nu mai am loc să le expun și pe acestea. Deci, apare I will fight for you. Probabil, unii dintre voi, așa cum am zis, de azi zic probabil, se poate proba, sunteți genul de oameni care luptați pentru relațiile voastre. Și acum, dacă sunteți într-o căsnicie, luptați din răsputeri. Acum, tentația există. Rămâne de văzut care va fi mai puternică. Însă, I don't want to lose you. I need a hug, please. Asta înseamnă că totuși aveți nevoie de tandrețe. Dacă o primiți în cuplu, este nemaipomenit. Veți avea șanse să depășiți această tentație. Dacă nu o primiți în cuplu, rămâne de văzut. Rămâne de văzut, și în alte etalări ce se va mai întâmpla cu energia voastră, pentru că se pare că uneori vă doriți, ori voi, ori ei, să nu vă fi întâlnit niciodată, pentru că această întâlnire v-a tulburat, vă tulbură profund. Erați bine, să zicem, într-un fel sau altul, până să vă întâlniți, dar așa se întâmplă cu tentațiile. Tentațiile vin tocmai ca să ne transformăm. Și am văzut, da, Phoenix-ul. Să nu uităm de Phoenix. E undeva la un capăt de set de cărți. Și totuși aveți nevoie de o îmbrățișare. Aveți nevoie de o îmbrățișare. Și acum rămâne de văzut iar cine s-a gândit la acest număr și în ce postură e. Dacă e în postura aceasta a familiei, dacă este în postura tentației, da? Rămâne de văzut. Cam atât deocamdată pentru numărul 1. Dar încă strâng cărțile, sper să nu se decaleze sunetul așa cum mi se mai întâmplă. Mă pregătesc pentru numărul 2, dragii mei. Cei care ați ales acvamarinul sunt foarte curioasă. Evident că vor varia numărul de cărți în funcție de etalare. Da? Haideți să vedem numărul 2. Cum vă vede? Regele de cupe, e bine. Ia uite, drăguț, a apărut interesant, se leagă oarecum, seamănă, dar nu răsare. Stai să vedem cu numărul 1. O dată, de două ori, de trei ori. Iar, te seamănă un pic. 10 de monede, 4 de monede, 4 de cupe, și împărăteasa. Wow, nu se poate să nu pun, da? Gata, aici o rămân. Hai să punem și pe asta. Eu am pus prea multe, dar așa simt nevoia să pun, da? Da. Gata. La capătul puterii, puterea. Și justiția. Încercați să vă controlați, să creșteți spiritual. Și justiția și moartea. Este o creștere. Wow, și regina de cupe? Se va face într-un fel sau altul justiție. Regina de cupe? Wow. Și regina de bute. Deci,
V-ați abținut foarte mult în legătură cu o situație care v-a pus într-o. Ați experimentat într-o poveste în care ați experimentat injustiția. O poveste care v-a transformat, da, apare și moartea. Aici sunteți voi sau e regina de cupe și regina de băte. Și persoana emoțională și pasională. Și apare și aici, regele de cupe, regele de băte. Această situație în care voi v-ați găsit puterea vă va aduce justiție. În ce sens? Vă va aduce această transformare, această transformare emoțională și spirituală și pasională vă va aduce. Haideți să vedem. Deci, cum vă văd, regele de cupe? Emoționali, sensibili, blânzi, într-un fel sau altul și totuși controlați. Și totuși controlați. Trebuie să alegeți. În acest context, doi de spade îl văd ca pe o alegere. Trebuie să alegeți între, dacă ei sunt aici, între ei și familie. Și familie nu înseamnă musai că sunteți căsătoriți, voi sau ei. Trebuie să alegeți între carieră și dragoste. Ah, interesant, între carieră și dragoste, unii dintre voi. Și țineți foarte mult la carieră, țineți foarte mult și la familie, pentru că văd 10 de monede și 4 de monede, țineți foarte mult. Și sunteți destul de reticenți la această ofertă, interesant, la acest rege de cupe. Sunteți foarte reticenți, 4 de cupe, da? Pentru că voi v-ați obișnuit să vă protejați într-un fel sau altul, sau ei, sau voi, unul dintre voi, v-ați obișnuit să vă concentrați foarte mult pe bani, acum, din ce motive? Poate că ați fost cândva răniți în dragoste, sau poate că așa ați fost învățați, pentru că și 4 de monede și 10 de monede reprezintă o energie a tradițiilor, așa ați fost învățați în familie, în societate, să vă concentrați pe bani, pe stabilitatea voastră financiară, sau cel puțin așa cred ei, pentru că așa este titlul. Cum vă văd ei? Probabil că aveți și multe reușite profesionale. Acum, că or fi și bani, iar reușită profesională nu înseamnă musai că aveți bani, dar v-ați construit un nume. Din punct de vedere al carierei, 10, casa 10 a carierei, da? Aveți un nume acolo construit, aveți un CV interesant, da? Lăsați moștenire, ceva, prin munca voastră. Repet, poate să fie și familie. Și voi sunteți puși să alegeți, da? Trebuie alegeri. Eu aici așa văd doi de spade ca alegere. La un numărul 1 a fost altfel. Să alegeți între a vă manifesta dragostea, între a vă. Interesant mesaj. Între a vă descoperi. Aha, interesant. Deci sunteți puși să alegeți între a vă descoperi o lume emoțională pe care ați lăsat-o în spate și această lume fizică, aceste reușite, familii, bani, comori, reușite, la care țineți încă foarte mult, pentru că aveți impresia că dacă le dați drumul, vă pierde stabilitatea. Și totuși vine această ofertă, regele de cupe. Eu zic că sunt ei și că este o lume a voastră emoțională pe care trebuie să o descoperiți. Să lăsați în spate decepțiile, trei de cupe, prietenii și să, dragii mei, să creșteți. Pentru că voi, oferta asta, wow, dar ce stare, wow! Oferta asta vine. Cineva semnul peștilor, pentru că văd trei și văd regele de cupe. O doamnă, în mod special, poate să fie și domn, care manifestă această energie feminină în relație cu voi. Zic, asta e sigur. Ce zic? Pentru unii știu sigur că este adevărat. Of. Chiar dacă nu-i pește, poate să fie taur, poate să fie balanță sau poate să fie orice altă energie. Este o energie matură, deci împărăteasa și regele de cupe. Aceasta este oferta care vine în viața voastră și la care voi trebuie să vă gândiți foarte bine, da? Doi de spade. Trebuie să vă gândiți foarte bine. Dar, interesant, că până la urmă așa a fost să fie, să le așez una sub alta, da? Interesant este, da? Sunteți căsătoriți, mulți dintre voi. Aveți o afacere. Aveți o afacere. Dacă nu e vorba, sunteți căsătoriți cu. Sper să nu mă deranjează niciun telefon. Sunteți căsătoriți, ia uite, 10 de monede. Sunteți căsătoriți cu munca unii dintre voi, împăratul și 8 de monede. Și încă aveți de muncă, încă munciți, așa v-ați format voi și fugiți, interesant, fugiți pentru că 7 de spade e făgăciosul pentru mine, este cel care fuge de ceva. Fuge, ia, interesant, deci fuge de acest 2 de spade, fugiți de momentul de alegere. Fugiți de momentul de alegere, asta pentru că
aveți niște conflicte mentale. Asta pentru că ați fost răniți. Asta pentru că ați mai ales cândva și v-ați ars. Și ziceți, a, nu mai aleg încă o dată dragostea, pentru că data trecută când am ales-o am fost dezamăgită și atunci am învățat că trebuie să mă concentrez pe bani, pe stabilitate, pe familie, pe tradiții, pe la-la-la. Da? Vă doriți foarte mult controlul, dar mare grijă, fiți atenți, că dacă, aici starea, aveți într-adevăr niște conflicte, aveți de luptat cu concurența, cu tradițiile, cu bârfele, trebuie să luptați într-adevăr ca să vă manifestați această pasiune pe care o aveți, pentru că am zis că aveți. Deci vă întâlniți cu contrapartea voastră, cu divine feminine, divine masculine, da? Cu energia, cu femeia divină, cu bărbatul divin. Da, aici este. Se face justiție prin această transformare, prin această întâlnire, da? Regina de cupe, regina de monede, o persoană sensibilă și totuși seducătoare. Aici la fel, regele de cupe, regele de cupe, ați putea să fiți voi, voi regăsindu-vă această lume emoțională, voi regăsindu-vă pasiunea, dar pasiune cu care luptați. Voi luptați cu voi înșivă, așa vă văd, așa vă văd ei. În această ofertă superbă, împărăteasa și regele de cupe. Deci este perechea voastră divină. Și ce fior am, deci nu pot să zic. Și ce fior am, este perechea voastră divină. O pereche de la care aveți foarte multe de învățat. Vine să vă schimbe, de-aia a apărut și acea moarte și justiție și să vă schimbe întreaga viață într-un fel sau altul, evident, într-un fel sau altul. Ia ce fud acest story. Încă o carte, că aici au venit foarte multe. 2, 3, cum vă văd ei. Oh, aveți, văd plin de pasiune, vai, îndrăgostiți, iar moment de alegere, fugiți de această dragoste, fugiți de această dragoste, fugiți de momentul de alegere. Wow! Iar alegere, ce faci? Ce stați în această zonă în care aveți stabilitate într-adevăr, dar aveți nopți în singurătate, în dezamăgiri, da? Griji. Ia uite, împăratul. Aici sunteți voi. Da, împăratul, aveți stabilitate într-adevăr și totuși vă faceți griji. Că o fi în relație cu altcineva, da, uite, posibil aveți pe cineva rece în preajma voastră sau v-ați obișnuit să fiți reci, glaciari, să nu, și neapărat reci, glaciari, să nu arătați ce se întâmplă în viața voastră, emoțiile. Din acest motiv apar aceste decizii și fuga de decizii, da, îndrăgostiții sub doi de spade. Și aici la mijloc, cel care fuge. Cel care creează tactici, cel care nu spune, nu spune că are nopți, că pierde nopțile, că își face griji pentru voi, că e îndrăgostit, nu spune. Nu, nu, nu. Arată că sunteți bărbați, femei, nu contează. Arătați calmi, înțelepți, collected, da? Vorbiți despre ce este necesar, dar mai puțin despre această pasiune, mai puțin despre emoții. Interesant. La capătul setului de cărți, ia uite. Ia uite. Fantezii, fantezii. Ce ar mai fi la capătul setului de cărți? Iar e o altă poveste. Unii dintre voi vedeți în aceste fantezii că aveți alte opțiuni în afara acestui 10 de monede. Iar apare, în afara acestui 10 de monede aveți alte opțiuni. Și aici este momentul de decizie. Aveți regina de spade, poate acasă unii dintre voi sau la locul de muncă sau în carieră aveți pe cineva care, iar cu care comunicați bine, dar nu vă descoperiți această lume emoțională. Este o comunicare rațională, rațională. Wow, dar ce cărți! Interesant că am făcut. Haideți să vedem că nu vreau să... Nu, vreau să se... Să mă țină și bateria și să am timp pentru carte. Oh! Mai, nu-s prea multe. Dar văd iar 9, 8 de spade, blocaj mental, o situație negativă. Iar văd regele balena, regele de apă. O situație emoțională, da, e suficient, ok. Dragonul, dragonul reprezintă chakra a treia și văd aici galben, da, chakra a treia a ego-ului și totuși persoana respectivă care vine, da,
care vine cu oferta. Eu așa simt că regele de cupe și împărăteasa sunt una și aceeași energie. Manifestă altfel de ego, un ego pozitiv, pentru că asta e galbenul, da? Manifestă un ego pozitiv în care oferă dragoste, creștere, abundență, puteți să aveți toate această frumoasă, frumoasă poveste cu ei, da? Dar evident că trebuie să alegeți. Acum, în continuare, acest dragon, dragonul, este egoul. Egoul care se vede și aici, la împărat și la... Ia uite, împăratul apare de două ori. Apare și în 7 de spade, pentru că ego înseamnă și frici, și 9 de spade, înseamnă foarte multe. Și iar 8 de... E a doua oară când apare 8 de monede, muciți. Posibil sunt semn de pământ. Văd multe cărți cu marcaj în semn de pământ. Munciți. Din ego, din ego, din frică, din ambiție, din mândrie, vă concentrați pe muncă. Însă, trebuie să experimentați această transformare. Este ce este? Este chakra a câta? E prima chakra. Există o atracție. Dacă da, apare regele de bâte pentru acest personaj. Regele de bâte și care vă dă conflicte pentru acest personaj. Ia uite, regina și de cupe și de bâte. O persoană seducătoare și totuși foarte sensibilă, da? Aveți multă atracție pentru acest personaj și totuși trebuie să învățați să vă transformați. Să lăsați în spate obsesia de a lupta, de a câștiga energiile care vă irită, cu care vă tot luptați și să vă transformați. Chakra întâi, da? Este o energie a scorpionului, a casei a opta, a atracțiilor sexuale. Dar știm că scorpion înseamnă și bani și taxe. Dacă până acum ați experimentat casa opta, a căsătoriei eventual, doar din perspectiva aceasta, acum sunteți provocați să experimentați și altfel de energie. Nu zic că n-ați avut experiențe sexuale, nu asta zic. Dar în această relație cu ei, sunteți chemați, da, trebuie să alegeți și da, apare această ofertă 4 de cupe. Încă sunteți așa mai selectivi. Ia, încă o carte. Numărul 2, cei care ați ales acvamarinul. Da. Iar apare regina de bâte invers. Ia, sunteți și voi extrem de aute și 4 de bâte. Vă văd ca pe flacăra voastră geamănă, da? Flacăra geamănă, asta înseamnă 4 de bâte, flacăra voastră geamănă. Regina de bâte este clar o persoană seducătoare. Acum la voi a venit invers. Accentuează această capacitate de seducție. Cum vă văd ei? Vă văd și ei. Extrem de seducători, într-un fel sau altul, chiar dacă vă vine să credeți sau nu. Chiar vă văd. Se simt și atrași de voi. Și simt și văd că și voi sunteți atrași de ei. Deci se simte chestia asta. Dar ei văd că sunteți puși în situația în care trebuie să alegeți. Din punct de vedere sexual, acest foc vă echilibrează, da? Este și jucăuș, dar vă și echilibrează. Intrați într-un cerc magic interesant în această relație dacă o manifestați împreună. Dar trebuie să alegeți. În spate aveți 4 de cupe, iar vine tentația, vine acest personaj la care încă vă gândiți. 2 de spade, vă gândiți dacă să îl lăsați în viața voastră sau nu, pentru că voi ați mai fost dezamăgiți. Apare de 2 ori 4 de cupe. Încercați să încheiați un ciclu, un capitol în viața voastră în care unii dintre voi ați avut relații intime insuficient de satisfăcătoare din punct de vedere emoțional. Ia uitați ce, manifestați un nou capitol în care aveți soarele, aveți justiție, aveți 9 de cupe și cu cine puteți avea, evident, cu cine puteți avea aceste bucurii și emoționale și sexuale și fizice, că e împărăteasa, dacă nu, cu împărăteasa și regele de cupe. Așa vă văd. Ce mai trebuie? Am uitat de aici. Hai să punem și de aici. Încă o carte.
Încă o carte pentru cei care ați ales numărul 2 al Vamarino. O carte. Cum vă văd ei? Asta s-o punem la capăt. Și asta la fel. Că nu ne are... Dar multă pasiune există. Și atracție. Pasiunea vă va aduce stabilitate în viață, nu banii. Interesant. Ia uite, iar 2. 2 de monede. Da, sunteți niște urși. Ursulachi. Sunteți niște ursuzi uneori. Scuzați-mă, dar așa am simțit să transmit mesajul. Sunteți ursuzi uneori, dar trebuie să alegeți. Sunteți așa, pe marginea prăpastiei, în această situație. Ia uite, iar îndrăgostiți, dragii mei, alegeți dragostea. Așa văd ei. Alegeți dragostea. Ieșiți din acest cerc. Ieșiți din acest cerc de spade, de restricții și manifestați un nou început. Și comunicați despre această dragoste. Chiar dați-vă dreptul, șansa să comunicați și un pic. E o manifestare și poetică aici. Să manifestați și un pic de poezie, de sensibilitate în viața voastră, că prea multe. O să încep să strâng. Cam asta a fost etalarea. Că prea multe energii pământene vă îndepărtează de esența voastră emoțională și divină. Nu degeaba a venit împărata sa lângă acest împărat, în preajma acestui împărat. Nu contează ce sex reprezentați, feminin, masculin. Da. Ok, o să-mi pun o mică pauză. Ok, numărul 3, cei care ați ales ametistul. Haideți să vedem cum vă văd ei. Cum vă văd ei? Vreți să schimbați energia? Dar nu prea puteți. Unii dintre voi? Ia să vedem. Da, să puteți. 10 de spade, Doamne ajută. Nevoia de un nou început, am văzut și asul de spade, de dreptate, de adevăr. De comunicare, ia să vedem. Dată, de 2 ori, de 3 ori. Deci asta. De 3 ori, ok, ok. Ok, ok. Ce frumos. Deocamdată, în această perioadă de, iată, la capătul setului de cărți, 5 de cupe, regretați, plângeți după o separare, turnul, da, moartea, o separare care a fost necesară, de un aventurier, de cineva, de o pasiune din viața voastră, acum că sunt ei, că e altcineva, iar, care v-a transformat, iată, și judecata și moartea, care v-a transformat, care v-a învățat să înviați din morți prin muncă. Și nu doar prin muncă, prin muncă cu emoțiile voastre, cu sufletul vostru. Interesant. Deci cum vă văd ei? Cum vă văd ei? 10 de spade pentru mine este momentul în care lăsați, începeți să vă vindecați, vă ridicați deasupra spadelor și problemelor. Și arată și 8 de bâte că mergeți cu pasiune. Iar este o energie care transformă 8, da? Casa 8 a Scorpionului. 8-ul transformă. Foarte posibil prin august a început vizibil această transformare, detașare. Ce stare. Detașare de acest ciclu, aceste dureri, trădări, unde o fi fost, în carieră, că o fi fost un ciclu karmic, ori niște relații karmice cu ei, cu altcineva, iar voi știți, însă, ei așa vă văd. Că vă vindecați și că mergeți cu pasiune, comunicați cu pasiune eventual despre această eliberare, interesant, și vreți să vă construiți pas cu pas, cu grijă, cu precauție, vreți să mergeți de la cavalerul de monede, aici unde sunteți voi, către regină, către regele de monede, vreți să mergeți către o energie stabilă. Ce mai văd ei? Văd asul de cupe, văd această multă dragoste pe care o aveți în sufletul vostru, că o împărtășiți, că nu o împărtășiți cu ei, iar variază, dar văd multă dragoste, multe emoții în sufletul vostru, emoții care vindecă, aveți puterea, așa simt,
Acest as de cupe este în sufletul vostru. Repet, ori în relație cu ei, ori în general, sunteți foarte emoțional și foarte posibil din cauza că sunteți emoțional, ați fost și răniți. În acest motiv vreți să vă împământeniți într-un fel, cavalerul de monede, să fiți mai precauți, să vă construiți stabilitatea, da? Și am zis, da? Ați fost răniți. O separare. Mai multe acum, că depinde și ce vârstă aveți. La o anumită vârstă treceți prin deja prea multe situații și... Ce mai văd? Văd că sunteți, v-ați păstrat, frumos, v-ați păstrat și pasiunea, nu doar că sunteți precauți, nu doar că sunteți mai pământeni, mai pragmatici, mai materialiști, în sensul bun al cuvântului, dacă nu e un exces, e un cavaler, da? Aveți totuși multă pasiune, 8 de bâte. Aveți multă pasiune, aveți multe hobby-uri, așa văd, vreți să mergeți, să evoluați. Vă concentrați pe evoluția voastră, interesant. Și pentru vindecarea voastră, ca să înseamnă asul de cupe, vindecarea voastră și oferiți în continuare dragoste, repet. Acum eu știu de câte o repet. Oferiți în continuare dragoste. Printr-un fel al vostru special. Acum că le oferiți și lor, că... Oferiți oamenilor din jurul vostru, iar variază. Ia. Ce vede în voi? Cei care ați ales numărul 3, ametistul. Ce vede în voi? Uf. E a doua oară când apare roata norocului invers. Interesant. Ok. Asul de monede. Ia uite. 5. De cupe, 5 de cupe. Da, se confirmă cărțile. Ați fost foarte, ați pierdut pe cineva sau o separare v-a amărât foarte rău împărăteasa. Îndrăgostiții și 3 de spade. Da, am zis bine. Ia, dar mergeți înainte, se confirmă. Mergeți în... ce frumos! Mergeți înainte. Ați stat foarte mult în această într-o relație karmică, în niște probleme, în niște suferințe. Ați stat prea mult. Dar, interesant este că a apărut asul de monede sub 8 de bâte. Ok, deci ați stat prea mult în acest ciclu karmic în care energia, norocul vostru a stagnat. Însă acum vă doriți să vă transformați, repet, aveți pasiune, aveți determinare să vă transformați și să o luați de la capăt, da? Și să vă construiți viața, asul de monede și cavalerul de monede. Chiar dacă încă mai plângeți, veți construi... interesant! Aveți ambiția, 8 de bâte, aveți ambiția să vă construiți un castel. Dacă cineva v-a lăsat, ia uite, cu inima frântă cândva, într-o poveste de dragoste ei sau altcineva, posibil pentru unii să fie geamăn, pentru alții să fie, dar nu e obligatoriu, evident, taur sau balanță, da? Aceștia v-au rănit. Aceștia v-au rănit. Însă aveți determinarea, e a doua oară când apare 8 de bâte. Și acum invers, saltă. Nu doar să vă construiți material, o nouă viață, un nou castel, vreți să vă construiți o viață altfel. Stabilă, bazată pe valori durabile. Vreți să vă echilibrați, să deveniți voi împăratul. Dacă până acum, la un moment dat, ați fost împărătese, ați oferit dragoste, în acest moment vreți, aveți asul de cupe, puteți oricând să oferiți dragoste, dar vreți mai întâi să vă echilibrați viața. Mai este și un alt mesaj. Iar și voi, ca și alte numere, sunteți puși în poziția în care trebuie să alegeți între o dezamăgire din partea împăratului, da, cu care ați comunicat pasional, dar v-a dezamăgit,
și în a crește voi, a vă găsi stima și valoarea față de voi înșivă. Acum, ca această dezamăgire, un alt mesaj, că e totuși etalare colectivă, poate nu musai vine din partea împăratului. Da, 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 pentru unii nu e obligatoriu să vină din partea împăratului. Nu. Pentru că nu... Pentru unii poate, pentru alții nu. Însă, alegeți, asta face cartea aceasta, numărul 6 a îndrăgostiților. Trebuie să alegeți între cei care v-au rănit, v-au ținut pe loc, da? 10 de spade, roata norocului invers. Și să alegeți, interesant, să alegeți creșterea voastră, norocul, să vă schimbați această energie. Da? Să vă schimbați această energie. Și cum o schimbați? Mergând înainte, vindecându-vă, începând de la zero, cu pași mici și siguri, mici și siguri, vă reconstruiți. Și ce înseamnă? Vă reconstruiți pe voi, da? Tindeți în sus. Creșteți și spiritual, dragii mei, și spiritual și financiar. Și lăsați în urmă dezamăgirile. V-am dat mai multe mesaje pentru că așa am simțit. Acum, în continuare, ce mai aveți? Cum vă mai văd ei? Cum vă mai văd ei? Numărul 3. Numărul 3. Sper să nu se decaleze, că am pus pauză de câteva ori. Sper să nu se decaleze sunetul. Dacă e, vă descurcați voi, zic eu. Psihe. Lumea. Lumea. Este sfârșit de capitol. Trei de spirale. Trei de spirale, nu mai vreți să așteptați. Trei de spirale e similar cu trei de bâte. Nu mai vreți să așteptați. Interesant. Tăiați de la rădăcină niște legături karmice. Tăiați de la rădăcină, le scoateți din pământ. Gata, v-ați săturat de a aștepta, ați așteptat această roată a norocului invers. Ați așteptat să se rezolve, să se vindece, nu. Iar apare turnul. Transformare. Dărâmați tot și mergeți, iau-te, valetul de pietre sau de monede, mergeți către, faceți niște acrobații financiare, faceți ceva să vă reconstruiți. Însă această lume, deocamdată acum, este în transformare, cum era și roata norocului, da? Lumea este încă, n-a venit nici în sus, nici în jos, așa, se transformă psihicul vostru, interesant, astfel de cupe, și trei de spade și 10 de spade, psihicul vostru, lumea voastră emoțională și mentală se transformă. E a doua oară când apare turnul, da? Ați experimentat, ia uite, da? Transformare radicală și profundă. Sau această separare vine tocmai pentru renașterea voastră. Numărul 3. Numărul 3. O dată. De două ori. De trei ori. 5 schimbare emoțională. Phoenix, iar vorbim de transformare, foarte frumos. Prima chakră. Reveniți, am zis de root. Am zis de prima chakră, de rădăcini. Începe să vă vindecați aceste rădăcini. Vă detașați de niște rădăcini, da, pe care le-ați prins în preajma acestor relații karmice, familie, prieteni, ce-o fi fost. Am zis că scoateți din rădăcină aceste energii negative și vă transformați. Prin creativitate, că asta înseamnă 5 pentru mine, este... Și prin comunicare. Dar apare 10 de spade, iar. Ați avut de-a face cu oameni care au fost... N-au avut consistență. Ca să face... N-au avut consistență. N-ați putut construi cu ei. Semn de aer, iar 10 de spade. Transformați. Este între, da, Phoenix și 5. Și această stea de mare. Transformați printr-o energie creativă. Creativitate vedem și la împărăteasă. Încercați să alegeți această latura voastră, să vă dezvoltați creativitatea. Creativitatea se vede și în asul de cupe și în asul de monede. Manifestați, manifestați ce e mai frumos. Și, dragii mei,
În momentul în care începeți să faceți acest lucru, atrageți atenția. Atrageți atenția că sunteți altfel și lăsați în urmă pe cei negativi care au atras atenția prin negativitate, care v-au, da, acest 10 de spade, această negativitate care v-au blocat această energie creativă. Dacă a stat în umbră, veți ieși în evidență prin felul vostru unic de a fi. Și simt să vă transmit. Acum că mă credeți, ar fi frumos să mă credeți, pentru că dacă mă credeți, veți și manifesta cei mai frumos din ceea ce v-am transmis. Curăț cărțile pentru numărul 3. Ia. Ce mai văd ei în voi? Numărul 3, cei care ați ales ametistul. Ce mai văd ei în voi? Odată. Văd foarte neconvenționali. Ia, 9 de cupe. 9 de cupe invers. 10, ce frumos! Ha! 7 de bâte. Da, iar apare turnul. Ați experimentat, unii dintre voi, da? Un triunghi amoros, niște secrete, eventual în căsnicie. Eventual în căsnicie sau, nu mai dau zodiile, într-o relație stabilă, da? Într-o relație stabilă, secrete, relații amoroase în oglindă, să zicem. Acest triunghi amoros l-ați experimentat, gelozii, da? Cineva s-a dus în afară și asta e, da, a apărut și turnul. Descrieți și voi în sinea voastră aceste cărți. Puneți pauză și luați-vă mesajele. Însă ce văd ei? Văd că își doresc foarte mult să vă cucerească. 7 de bâte, își doresc să vă cucerească. Pentru că ei văd multă, multă bucurie în preajma voastră. Da? Asul de cupe și asul de monede. Că voi puteți să le oferiți lor după ce vă vindecați, este una. Dar și ei își doresc să vă ofere această stabilitate și bucurie. Și de ce a apărut, mă și bucur, de ce a apărut 9 de cupe? Invers, pentru că manifestă 10. O relație profund emoțională. Profund emoțional, nu doar satisfacții sexuale, nu doar înțelegere telepatică, nu doar vulnerabilitate, că cei doi sunt vulnerabili și se apreciază pentru acest curaj, dar își doresc foarte mult și nu că își doresc, văd în voi această posibilă familie, o familie fericită, în care sunteți împreună de câte ori vreți, de câte ori vreți, de câte ori sunteți împreună, sunteți fericiți, dar oricând aveți libertatea să vă duceți, să manifestați, nu să vă duceți în afara căsătoriei, nu asta. Aveți libertatea să fiți singuri și totuși aveți încredere că nu vă înșelați, pentru că sunteți prea fericiți împreună. Puteți să vă duceți să construiți altceva, să vă manifestați creativitatea, da? Aveți multe lucruri de făcut. Dar doamna îl lasă să plece, nu este nici geloasă, nici obsedată, nici îngrijorată, da? Este culmea fericirii, sunt prea fericiți ca să se înșele. Înțelegeți? Prea fericiți. Și sunteți într-o curte protejată, închisă, interesant, porțile sunt închise, deci el nu iese afară, se duce prin grădină, își face diferite chestii, poate mai lucrează la casă, la grădină, la, eu știu, afacerea sa. Păi e singur, face meditații, afirmații, treaba lui ce face, dar nu iese afară, da? Nu. Și aveți un portal, sunteți într-o altă dimensiune, în fericirea voastră, sunteți într-o altă dimensiune. Da? Frumos. Frumos, frumos, frumos. O să încep să strâng cărțile. Mă pregătesc pentru următorul, care era numărul 4. Următorul număr. Ia să vedem noi. Și am spus, evit să pun pauză ca să nu se decaleze sunetul cum mi s-a mai întâmplat. Ia. Doți. Asta a venit invers, nu degeaba. Ok. Acum, vorbim la numărul 4. Cei care ați ales cu inimioara de sodalit.
Încă n-am aflat ce calități are sodalitul, dar e un albastru glămărin foarte închis, frumos, superb, spre indigo. Oh, o dragoste spirituală. Și a apărut și marea preoteasă, da, pe care trebuie să o spiritualizați, cel puțin. Ok, numărul 4. Ce văd ei în voi? Ok. Oh, ce frumos! Am vorbit de spiritualitate? Superb, superb. Tot ce și-au dorit. Ia să vedem. Oh, 9 de monede. Probabil că sunteți singuri, singurele, cu multe reușite. Atrageți atenția. Unii dintre voi aveți un job public. Ce frumos! 7 de monede. Dar ați așteptat pentru această... Ați așteptat pentru această creștere și pentru această poziție. 9 de... E bine când a venit. 9 de bute invers. Nu vă blocați. Ia uite, și aveți multă pasiune. Sunteți seducători. Ia și îndrăgostiți. Da. Da, am zis că ați așteptat foarte mult. Ați așteptat foarte mult pentru această poziție. Ei așa văd, poate s-au documentat, poate așa simt, sau pur și simplu sunt niște buni psihologi, așa vă văd. Că ați așteptat, ați trecut prin multe amânări, prin multe transformări, dar acum sunteți apți să luptați pentru această dragoste. Pentru această dragoste, sunteți îndrăgostiți. Cu regina de bâte și îndrăgostiți, e clar că sunteți îndrăgostiți și se vede într-un fel sau altul. Că arătați, că nu arătați, se vede că sunteți îndrăgostiți de... Aveți așa această energie benefică. Lăsați în urmă, ia uite, lăsați în urmă iluziile care v-au dezamăgit. Astea au fost iluzii care v-au dezamăgit, v-au rănit. Și construiți ceva nou. Ia uite, 0 și 1, construiți ceva nou. Ce să mai, superb. 0 și 1. Sau ați construit, sau vă construiți această stimă față de voi, această postură de stea. Străluciți, dragii mei, într-un fel sau altul și veți străluci. Ce văd în ei, chiar dacă nu străluceți acum, văd că veți străluci cândva. Că ați așteptat, că sunteți precauți în ceea ce investiți și ați investit în creșterea voastră nouă, înseamnă în număr spiritual, da? Și să zicem că energia pe septembrie, așa vă văd acum. Ia uite, e 8, 17, 17. Noi suntem pe cât? Pe 18, pe 19, pe cât? Nu mai contează? În fine, ați lăsat blocajele, ați renunțat la acele garduri pe care le-ați construit la un moment dat din cauza unor situații care v-au ținut pe loc, oameni, situații, da? V-ați transformat total, ați primit această inspirație divină de a vă transforma, de a renaște din morți. Și acum luptați, repet, luptați ca să, al doilea 7, să vă protejați construcția. 7, 9. Între 7 și 9 e 8, e muncă. Da? Și chiar dacă nu aveți, să zic, granițe în jurul vostru, și asta e bine, pentru că nu aveți granițe, vreți să vă extindeți. A, interesant mesaj, da? Aveți pasiunea să vă extindeți, să investiți înțelept în manifestarea acestei poziții. 9 de monede, de preîmpărăteasă, în această poziție de stea, de persoană care în primul și în primul rând se vindecă, se vindecă, și în al doilea rând, și în al doilea rând, poate să-i vindece și pe ceilalți. Dar mai presus de asta, cum vă văd ei, sunteți tot ce și-au dorit. Sunteți tot ce și-au dorit ei. Unii dintre voi sunteți interesați de stele, de cer, de natură, de grădină. Da? Sunteți foarte creativ, foarte cu regina de băte, foarte creativ, foarte captivanți. Cum mai sunteți? Am zis educător, sunteți... aveți o magie specială care vă va aduce
vă va împlini toate dorințele. În momentul în care vă folosiți această magie, această dragoste de sine cu înțelepciune, că 7 de monede înțelept, e precaut, se gândește cum să investească, da? Atunci veți manifesta steaua, cea mai bună versiunea voastră. Ia uite. Ați fost și voi dezamăgiți, 4 de cupe. Însă, regele și regina, ia uite, regele și regina de băte. Ați fost dezamăgiți de aventuroși, de niște aventuri, de niște pasiuni, chiar de hobby-uri, să știți, chiar de hobby-uri. Dar cum vă văd ei? Foarte precauți iar. Și 7 de monede, și 7 de băte, și 4 de cupe selectiv și precauți. Aveți poftă de viață. Vreți să vă extindeți, că apare 9 de băte invers și cavalerul de băte. Vreți să vă extindeți, dar înțeleg. Studiați terenul, dragii mei, nu vă aruncați ca nebunul. Nu vă aruncați. Studiați terenul. Cum faceți și asta? Studiază investițiile. Studiați terenul. Eventual studiați oamenii care vin și vă oferă pasiuni. Îi studiați. Îi selectați cu grijă. Dacă ei sunt aici și au multă pasiune pentru voi, îi studiați, îi analizați bine. Învățați pașii în care puteți crește. Asta pentru că ați fost dezamăgiți de cineva. Soarele invers. Unii dintre voi poate ați pierdut un copil. Da? Pentru că apare și împărăteasa și soarele invers și cavalerul de cupe. Ați pierdut poate unii dintre voi un copil. Dar acum vreți să o luați de la zero. Vreți să o luați de la zero. Unii dintre voi ați avut acasă sau un cuplu sau la locul de muncă iar conflicte, gelozii. Ce să mai... Au fost. Se vede. Dar cum vă văd? În momentul ăsta, dacă sunteți de atins, este ceva. Dar dacă mai lucrați mult la voi, veți fi de neatins pentru mulți. Pentru mulți. Veți fi... Oricum, pentru ei sunteți o persoană extrem de prețioasă. Unii dintre voi aveți Venus în vărsător. Sau Venus într-un semn de pământ. Dar marcat de marca de vărsător. Zic de aspect, dacă vă știți harta natală. Iar aveți aspecte în semnul leului, aspecte, că fie ascendent, că fi în casa 5-a, ia o dată, de 2 ori, de 3 ori. Ce vede? Este numărul 4. Wow, am zis că sunteți foarte atrăgători. Sexy, vă văd foarte sexy. Cu regina de băte, 9 de monede și stea, sunteți extrem de sexy. Și 10 de, și regele de băte. Și încrezători. Încrezători, în primul rând, sunteți încrezători că puteți... Această chakra a doua vă ajută și în business și în ceea ce vreți voi să construiți. Pentru că chakra a doua înseamnă nu doar sexualitate, dar înseamnă și creativitate în afaceri. Și asta face regele de băte. Este creativ în afaceri. Vreți să vă construiți, interesant mesaj, cum văd, vreți să vă construiți sau vă construiți sau munciți, repet, variază, la o afacere creativă. Eventual, pentru unii poate să fie și spirituală, dar e o afacere creativă. Și aveți această multă pasiune. N-aveți limită în a, sau nu vă puneți limită în a vă extinde. Și vreți colaborări care să vă susțină în această direcție. Am zis energie sexy, chakra a doua, sexuală și mielul. Și totuși pământeană. Și delfinul, jucăușă. Din punct de vedere sexual, sunteți foarte regina de cupe, jucăuși, generoși. Din punct de vedere sexual și emoțional, sunteți generoși. Însă, repet, iar apare 9 de pământ, 9 de pământ. Manifestați blândețe și manifestați stabilitate. Sunteți bine așa cum sunteți, dar, ia uite, vreți să vă transformați. A apărut Phoenix-ul ăsta, transformarea, moartea, la toate, până acum la toate numerele. Bănesc că mulți ne transformăm. Mergeți către lumină. Asul de aer, cum ar fi molia. Mergeți ca molia către flacără, către lumină, da? Către lumină mergeți și văd asta.
către lumina voastră interioară, către steaua voastră, către destinul vostru. Interesant. Și construiți, construiți. Înciți. Haideți să vedem ce alte cărți mai apar. Îmi place genul ăsta de etalare. Cel puțin până acum au arătat, au fost povești frumoase. Au fost povești frumoase. Ce mai vede în voi, cei care ați ales numărul 4? Inimioara. Ia uite. Sunteți o muză. Uite cum mi-a scăpat mie cuvântul. Bine că m-a ajutat aceste de cărți. Sunteți o muză pentru ei și pentru mulți. Regina de bâte. Asta faceți. E a doua oară când... Și vă faceți afacere din ceea ce știți să faceți cel mai bine, din ceea ce vă pasionează. Și repet, afacerea asta vă aduce bani, vă aduce faimă, ei văd chestia asta și chiar dacă nu sunteți la, dacă sunteți la început, veți avea această poziție de muză. Persoana care inspiră mulți. Persoana care inspiră mulți. O dată, de două ori și de trei ori. Uf! Mai așa? Interesant că au plecat așa cărțile. Vă concentrați, am zis, pe copil, pe copilul divin, pe creșterea voastră spirituală, male preot sau copilul divin, casa cincea a creativității, a copilului. Vreți să lucrați cu copiii, unii dintre voi, unele, chiar dacă ați pierdut un copil. Sau, dacă nu l-ați pierdut, v-ați chinuit mult să-l aveți. Ce lăsați în spate? Lăsați în spate... Unii dintre voi lăsați în spate pe cineva cu marcaj în semnul racului, că aveți și lumea și faetonul invers. Nu mai vreți să mergeți între zone confuze. Vreți adevărul, că asta înseamnă luna invers. Luna invers înseamnă dezvăluirea secretelor, dar vreți adevăr într-o poveste, eventual în cea care v-a ținut stagnați. V-a ținut, oh, ce prostie mai zic și eu. Mai exprim și eu, v-a ținut pe loc, vreau să zic. V-a ținut pe loc. Am zis că voi vă concentrați, este moment de alegere. Unii dintre voi, vă alegeți creșterea voastră, expansiunea voastră pe toate nivelurile pozitive și financiar și spiritual și energetic și reascultați. Asta pentru că n-ați avut victorie într-o poveste plină de confuzii. Iar apare, n-ați avut victorie într-o situație care ține de maternitate, de emoții, de casa patra. Unii dintre voi ați avut probleme, da, cu mama, unii, nu toată lumea, și unii dintre voi ați avut probleme cu mama și în acest motiv ați avut niște probleme emoționale și în casă, în casa patra. Și niște eșecuri acolo, la acel nivel. Că faetonul invers, asta înseamnă eșecuri, nehotărâre în această direcție. Dar vă transformați cu acest Phoenix. Vă transformați, dragii mei, într-o nouă direcție. În... interesant. Unii dintre voi trebuie să învățați să investiți totul în creșterea voastră, a voastră personală, spirituală, la, de care am mai zis, da? A voastră. Și să lăsați în urmă, cel puțin pentru o perioadă, până vă transformați casa a patra, a familiei, a mamei, da? Să lăsați casa a patra, o lăsați în urmă, pentru că n-ați avut acolo victorii. Poate unii dintre voi, interesant... Vreți să lăsați o casă în urmă?
Și ca să, evident, vă construiți o altă casă sau să vă concentrați pe destinul vostru, pe creșterea voastră. Pentru că știți că în momentul în care vă apropiați de destinul vostru, vine și casa eventual într-o altă formă, într-o altă relație, într-un alt loc. Uf! Ce văd în voi, despre voi, numărul 4. Regele de bâte. E a doua oară când apare regele de bâte. Și regele de bâte, evident, e lângă regina lui de bâte. Regina de bâte care apare de două ori. Văd în voi o relație pasională de la egal la egal. Probabil că și ei sunt puternici ca și voi. Până acum v-ați abținut și unul și celălalt. Însă, ați avut oameni care v-au lăsat. Au furat săruturi, au furat iubirea, v-au furat iubirea, interesant, v-au furat iubirea și energia și așa simt să zic. Și încerca să vă seducă prin vorbe, prin cuvinte frumoase, prin poezii și muzică, dar v-au lăsat, ca să înseamnă 5 de monede, v-au lăsat în lipsă, v-au lăsat așteptând, v-au pus să așteptați prea mult pentru manifestarea unei relații adevărate. Dar v-au amăgit, băi, v-au amăgit, dar dragii mei, ia uite, la capătul setului de cărți, regele și regina. Vă văd frumoși, văd exact ce au ei nevoie, da? Vor să vă protejeze, simt că și voi îi puteți proteja, adică, în primul rând și în primul rând, schimbați energiile, 10 roata norocului. Împreună voi puteți să schimbați, să vă schimbați norocul și împreună și separat. Puteți să schimbați multe. Și ați așteptat foarte mult această întâlnire și unul și celălalt. 8 de spade înseamnă și obsesie, iaute. Iar apare moartea, transformarea, prin dragoste, temperanță, vindecare. Deci împreună puteți să vă vindecați și să vă transformați și la nivelul acesta sexual, intim. Wow, ce cărți! Dar în primul și în primul rând, regele și regina. E a treia oară când apare regina de bâte și aici și a doua oară când apare regele de bâte. O relație grandioasă, aș spune. Cu această stea grandioasă, amândoi atrageți atenția, dragii mei. Amândoi, roata norocului, roata norocului. Amândoi aduceți noroc pe unde sunteți. Puf! Ia să vă aduceți unul altuia și să nu mai aduceți celor care v-au dezamăgit. Ia să vă transformați astfel la capătul setului de cărți și să vă vindecați împreună, să vă echilibrați emoțiile. Cam atât numărul 4. Gata. Hai să pun o mică pauză, sper să nu decalez. Ok, dragii mei. Haideți să începem metalarea cu răscărțile pentru numărul 5. Haideți să începem metalarea pentru cei care ați ales piatra aceasta superbă. Între timp îmi așez cărțile, că mie îmi place să le amestec un pic înainte. Și nu doar mie, poate că și altora. Dar e și necesar, nu doar că ne place. Haideți să vedem. Îndrăgostiții... Sunteți foarte pasionali în dragoste. Ia uite. Așa să se arate. Ia uite. Dragostiți și doi de cupe. Ce văd în voi? Văd perechea perfectă. Perechea ideală. Suflet pereche, suflet geamă. Doi de cupe și îndrăgostiții. Vor să lupte pentru voi și vă văd și pe voi destul de pasionali. Ia uite. La capătul setului de cărți văd marele preu și soarele, iar legătură spirituală profundă care trezește la spiritualitate. Asta o pun deoparte. Și totuși, la un moment dat, unul dintre voi a plecat 8 de cupe ca să decidă să-și facă planul, pentru că trebuie să se vindece de un trecut. Și totuși, această legătură spirituală există, această trezire spirituală cu soarele și marele preu. Trezire spirituală, c-o fi din partea voastră, c-o fi din partea lor, unul dintre voi se trezește. Unul dintre voi se trezește. Oh, ce mai vede? Am zis, vede perechea perfectă. Se simt și atrași, simt că îi înțelegeți din punct de vedere emoțional, telepatic. Simt că această întâlnire este orchestrată de divinitate, de îngeri, da? Marele preot și îngerii protectori. Simt că trebuie să lupte și simt că și voi, interesant, repet, trebuie să alegeți între această pasiune
și cineva din trecut, iar o altă variantă, un alt mesaj. Moment de alegere îndrăgostiții. Și aveți și doi debute. Dar lăsați în urmă, dragii mei, 10 de spade. Lăsați în urmă. Nu fugiți de dragoste, 8 de cupe. Nu fugiți de transformare emoțională, că asta înseamnă 8 de cupe. Transformare emoțională. Mergeți către nouă casă, vă atrageți zecele, să vă atrageți sufletul pereche. Ce văd în voi? Văd și copilul divin, se văd și pe ei. Văd și faptul că deși există dragoste, deși există atracție, există și multă înțelepciune, multă asumare cu acest mare preot. Vreți să fugiți, e bine, să plecați din preajma unei situații care v-a rănit. 10 de spade a fost mai devreme, acum apare regele de spade, 6 de spade. Ia uite, și la capătul setului de cărți, 9 de spade. Vreți să plecați, să plecați, ia uite, v-ați hotărât, 2 de monede. Nu vreți să mai, ați obosit în preajma cuiva care nu s-a decis. A stat în preajma cuiva care nu s-a decis și această indecizie a lor, 2 de monede și puterea invers, v-a consumat energia. Vreau să le pun invers ca să continui. Wow! Lăsați în urmă oamenii care nu comunică, nu-și comunică emoțiile, da? Ce diferență este între regele de spade și 2 de cupe și îndrăgostiții, da? Regele de spade nu-și comunică nici atracția, nici emoțiile, da? Lăsați în urmă, plecați de lângă ea. Plecați, plecați, mergeți către, ia uite, ce energie sumbră, mergeți către soare, ia uite ce frumos am văzut. La capătul setului de cărți, creșteți spiritual, dragii mei. Creșteți spiritual și mergeți către soare. Acolo e legătura spirituală. Ce mai văd în voi? O dată. De două ori. Iar apare doi de bute de două ori. Și de trei ori. Și luna. Am zis, mergeți către transformare emoțională. Înțelegeți-vă emoțiile, dragii mei. Că asta, pare, asta înseamnă luna, să vă înțelegeți fricile, emoțiile, ca să vă puteți vindeca. Ia uite. Nouă de spade, da? Stare de boală, de griji, de stres mental și emoțional. Numai așa, în momentul în care vă înțelegeți aceste aspecte și creșteți spiritual. Creșteți. Am vorbit de creștere spirituală și aici. Asta vor, asta văd că puteți. Puteți să fiți puternici. Oh, ce frumos! Puteți să aveți abundență, dragii mei, ce frumos! Puteți să vă bucurați de dragoste, de frumusețe, de tot ce e mai frumos, dacă alegeți, da? Iar apare doi de bute. Dacă alegeți această lume. Sau să vă construiți această lume. Ce frumos! Ia uite! Împărăteasa și marele preot. Puteți fi împreună într-o legătură spirituală profundă în momentul în care vă vindecați de acest trecut. Unii dintre voi, iau, te apare turnul și justiția, separare, niște chestiuni legale, separare în justiție. Da. Și în momentul în care vă separați de cine a fost nedrept cu voi, luptați să, iar doi de spade decizii, să schimbați energia, să aveți parte de ce? De dragoste, de pasiune, de tot ce e mai frumos, de o dragoste profundă, profundă. Cine nu a fost corect, cine nu v-a dat cât m-ați meritat, trebuie eliminat. Gata. Asta la capătul setului de cărți.
Dar aveți niște chestiuni legale de rezolvat. Poate să fie un divorț, evident, cu turnul și cu justiția. Și am văzut și marele preot de câteva ori, da? Niște chestiuni legale. Vă separați, eventual, de o căsnicie, de un contract, că asta înseamnă adesea și căsnicie, și manifestați un alt contract din punct de vedere spiritual. Însă, acum că ceea ce văd ei în voi are legătură cu relația voastră cu ei sau cu relațiile voastre cu altcineva, iar variază, voi știți, deocamdată, 5. Deocamdată, acest etalare este pentru ceea ce văd ei în voi. În această perioadă. O să mai facem, o să mai repetăm periodic o dată. De două ori. De trei ori. Ia uite. Trei de oglinzi. Unii dintre voi ați fost în triunghi amoros. Unii dintre voi sunteți cam supărați că trei de cupe reprezintă bucurie cu prietenii. Poate și trebuie să renunțați și la niște prieteni unii dintre voi. Zic poate pentru că e etalare colectivă și mesajul diferă. Ați crezut? Ha, interesant mesaj. Și nu degeaba folosesc și alte seturi de cărți. Ați crezut că puteți manifesta acest rai pe pământ. Dar deocamdată noi, încă n-a venit Iisus a doua oară ca să se manifeste. L-așteptăm într-adevăr. Și ce înseamnă raiul pe pământ? Să stea mielul lângă leu și lângă om. Da? În aceeași grădină, fără să se mănânce, fără să se conducă sau să-și impună autoritatea unul altuia, fără să se exploateze unul pe celălalt. Asta înseamnă trei de cupe aici. Însă a venit invers. Da, ați trecut prin multe suferințe, multe spade, iau de nou, frici emoționale. A fost și la un moment dat și puterea inversă, am zis că v-ați pierdut puterea în preajma cuiva, recâștigați-vă, dragii mei. Și în primul rând, recâștigați-o prin spiritualitate, creșteți, iar am zis, creșteți spiritual. Creșteți spiritual. Acea fiară pe care poate ați încerca să o îmblânziți în relațiile cu cei apropiați, îmblânziți-vă fiara voastră, fricile voastre. 6 de monede, echilibrați-vă viața financiar, experimentați relații echilibrate și 7 de spirale. Unii dintre voi sunteți cam temători cu această lună, cu 9 de spade, 10 de spade, e de înțeles. Aveți mult potențial, într-adevăr, dar sunteți și temători. Stați undeva în umbră. Dar, repet, în momentul în care renunțați la această 3 de cupe, la aceste 3 de oglinzi, aveți potențial, iar o stare de egalitate emoțională, da? Să manifestați relații echilibrate. Ia uite, și asul de cupe. În primul și în primul rând să vă vindecați. Și în momentul în care vă vindecați, oferiți și voi dragoste, da? Ca într-o oglindă, ceea ce simțiți voi în voi, oferiți și celorlalți. Ce văd? Văd potențial de dragoste în voi. Da, speră, trei de spirale. Speră, așteaptă. Visează, 7 de monede. Visează, eventual și voi visați. Dar nu mai visați, treceți la acțiune. Ce ar mai fi de... Ia uite, fiți vizionari. Regele de spade apare a doua oară. Manifestați această energie ca un vizionar, nu ca un om cu autoritate glacială, da? Nu zic musai că sunteți voi. Poate să fie un personaj din viața voastră acest rege de spade. Dar dacă este un personaj în viața voastră care v-a pus atâta pe... într-o stare de energie negativă, personajul, nu vorbesc de zodie, da? Manifestați voi această capacitate de viziune. Unii dintre voi ați avut o relație toxică cu soțul, cu soția. Asta e clar, apare împăratul și diavolul. Ați crezut că sunteți suflete pereche, dar v-ați iluzionat. Ho!
Ce cărți? Așa mi-arată cărți. Nu pot să le arăt pe toate, dar sunt acolo. Ce văd în voi? Ce văd în voi? Ia, apare și aici. E clar că sunt ei atrași din punct de vedere, din punct de vedere sexual, văd multă atracție într-adevăr. Foarte posibil, dragii mei, și chiar aș vrea să-mi scrieți dacă, adică cine, cu cine, pentru cine acest mesaj. Unii dintre voi ați devenit sarcastici când degeaba a apărut regele de spade de două ori, din cauza că ați experimentat, evident, niște decepții. Încercați să nu manifestați această energie, da, dacă ține de voi. Unii dintre voi poate v-ați obișnuit să arătați o altă față a lunii, da, e o lună aici și aici a apărut, da? Să nu arătați doar fața frumoasă, doar ca să nu se vadă, să nu vi se vadă vulnerabilitatea sau defectele. Cel mai bine ar fi să le vindecați cu acel as de cupe, scuzați-mă, să le vindecați. Dar interesant că iar doi de foc, hiena este doi de foc și apare a treia oară doi de bâte. Alegeți iar alt mesaj. Alegeți să manifestați, să alegeți, da, băta care vă duce către succes, către expansiune, către creștere spirituală. Alegeți să manifestați varianta voastră luminoasă, variantă, nu zic latură sau variantă, și nu varianta negativă, pentru că varianta negativă umbroasă este cea pe care au proiectat-o alții pe voi, cea prin care alții v-au transformat, da? Și 8 de apă, e a doua oară când apare 8 de apă, mergeți cu răbdare către nouă, către transformarea voastră emoțională. Cu răbdare mai aveți multe de trecut prin viață. Eventual vă ascundeți în spatele carapacei, aveți mult potențial. Cu acest 2 de cupe și îndrăgostiți aveți mult potențial, ei văd acest potențial, dar văd și că ați trecut prin foarte multe. Și manifestați creativitate emoțională, creativitate. Ia alte. Nu uitați că sunteți protejați, regele de bute. Sunteți protejați de aceste spirite. Mari maestri care sunt în alte ceruri, sunt în preajma voastră ca să vă trezească, să vă ajute să vă vindecați și să vă protejeze. Sunteți protejați în acest proces de transformare și de vindecare, dragii mei. Ce ar mai fi de spus? Ia să vedem ce alte cărți mai vin. Sunt curioasă în cât timp o să downloadez această cărțile pentru numărul 5. Ok. Numărul 5. O dată. Oh. Nu sunt prea multe. O dată, de două ori, de trei ori. O dată, de două ori. Ori. A apărut temperanța, dar încă. Deci, temperanța înseamnă vindecare, dragii mei. Am tot vorbit și se pare că nu vorbesc chiar degeaba, da? Temperanța înseamnă echilibrare emoțională, vindecare, dar alchimizați-vă, dragii mei, vorbiți cu îngerii. Aveți multă pasiune, acel foc, da, acel trandafir, este în voi. Este în voi. Transformați-vă, faceți această alchimie în voi. Dar a venit așa. Nici invers, nici normal, sunteți în proces de transformare și de vindecare. Inclusiv emoțională și sexuală, că sunt cărți care țin de sexualitate. Oh, marele preot! Dacă a fost un triunghi pentru unii în căsătorie sau în relația stabilă pe care ați experimentat-o, foarte posibil, dar această vindecare emoțională, spirituală, sexuală, vă atrage o legătură profundă spirituală. Regina de monede. Din punct de vedere, cum vă văd ei?
Vă văd valoroși. Vă văd deosebiți, regina de monede. Și împăratul, am zis, aveți acest potențial de creștere care încă se manifestă, deși a trecut prin foarte multe. Dar și ei trebuie să se lupte pentru a vă câștiga 7 de bâte. Trebuie să se lupte, ia uitați cum sunt la picioarele voastre, să se lupte pentru a vă câștiga încrederea, interesant, încrederea ca să puteți fi vulnerabil în preajma lor. Da? Să puteți să vă descătușați, să vă dezbrăcați, da? De